Banca Națională a anunțat cotația euro pentru astăzi și vorbim despre un nou maxim istoric. Este vorba de 4,6614 lei pentru un euro. Cursul oficial stabilit, spuneam, de Banca Națională pentru euro valabil astăzi. În legătură telefonică directă cu noi este Adrian Benza și mulțumesc foarte mult pentru asta. Bună ziua! Bună ziua tuturor și nu mai vreau să dau doar... Haideți să ne auziți povesti mai bune, nu doar despre deprecierea cursului. Putem să prezentăm cursul acesta maxim dintr-o perspectivă bună? Dintr-o perspectivă bună, da. Să zicem că guvernul se va împrumuta în euro ca să plătească pensii și salarii. Se împrumută în euro, câștigă mai mulți lei și dă mai mulți lei în viață. Este singura parte bună. Restul deja este foarte îngrijorător. Da, nu mai este o întâmplare, nu mai este un moment, să spunem, cum se justifică de fiecare dată. E sfârșitul anului, vin românii cu euro acasă și schimbă pentru cadouri. Suntem în aproape de sfârșitul lunii ianuarie, da? Da, eu cred că de acum încolo începe să se schimbă obligația plății importurilor făcute de operatorii economici din perioada de sărbători. Ați prezentat și dumneavoastră, am văzut și noi hipermarketuri pline, cumpărători super, coșuri super pline. În coșurile alea super pline erau produse și din import, erau produse care se cumpără în valută și pentru care acești cumpărători din România, firmele care fac importuri, au de plată datoriile. Corect. La 60 de zile, la 90 de zile. Și fiecare cum poate să negocieze. Eu zic că în perioada asta a început. Eu zic că în perioada asta a început să fie scadent pe acele datorii și din păcate vom avea în continuare creșteri de curs. Cât de departe se poate duce cursul? Cât îl poate lăsa Banca Națională până la urmă? Aici Banca Națională, dacă îl lasă liber și nu face injecții de injecții de valută în piață, probabil se va duce de la sine la un 4,5. Dacă Banca Națională intervine, atunci depinde cât de mare este injecția. Dacă sunt câteva sute de milioane de euro, atunci cu siguranță situația va fi doar amânată pe termen lung. Dacă sunt mai multe miliarde de euro, atunci într-adevăr s-ar mai putea ține jos. Întrebarea este însă dacă este o idee bună ca să folosești rezerva valutară a țării, ca tu să finanțezi o structură de economică care oricum este deficitară pe termen lung, este nesustenabilă. Opinia mea personală este că n-ar trebui să se folosească valuta țării, care e a tuturor, pentru a finanța doar niște tranzacții care nu sunt sustenabile. Am înțeles. O întrebare de la domnul Hader? Da, în primul rând, bună ziua, domnule Benza. Domnule, mie mi se pare ceva ciudat așa. Noi astăzi sunteți specialiști și vă apreciez, care de fiecare dată știți acest lucru. Domnule, dar dacă premierul și-a luxat piciorul, sau mă rog, cum a fost la domnul Ponta, și-a lezat puțin genunchiul sau ce-a avut deteriorat, atunci domnia sa iarăși se produce un dezechilibru în ceea ce privește leul cu euro. Dacă cine știe ce ministru se înlocuie, da, iarăși... Așa se întâmplă pe tot în lume, domnule Hader. Doamne, dar e o prostie. Piețele financiare sunt extrem de sensibile la orice fel de modificare. Dar uite că cu ocazia asta tot poporul pierde, că iar li se mai scot niște bănuți, cum spunea domnul Benza. Aici și-a luxat tot guvernul Glezna. Adică nu e ca și când... Da, domnule, dar și care e explicația? Spuneți și mie, domnule Benza, există o explicație științifică? Există o explicație. Științifică, domnule, nu așa că... Păi nu, e emoțională. E într-adevăr o reacție emoțională, dar e firească. Cum reacționează emoțional? Piețele financiare, oho! Vai de mine, ce emoționat sunt ei că s-a lovit domnul Ponta la picior. Vă rog, domnule. Suntem într-o zonă de economie socială în care investitorii sunt oameni și fiecare au așteptări. Cursul de schimb este influențat de doi factori. Unul obiectiv, cel care ține cont de puterea unei economii naționale, iar al doilea este percepția celor care fac tranzacții asupra viitorului. Dacă unii au o percepție că vom avea un viitor mai bun, atunci devin și ei mai buni de afaceri, vom avea cursuri mai mici. Dacă investitorii se simt nervoși și simt că vor să-și piardă investițiile, atunci agită, iar cursul se deteriorează. Aceasta este foarte adevărat, ține foarte mult de subiectivismul și acelor persoane. Și într-adevăr, dacă o mare personalitate și-a rupt piciorul înainte să semneze un contract de 10 miliarde de euro, este foarte clar că aceea nu poate semna în continuare și cu piciorul rupt. Sigur, dar nevoie de așa va fi întotdeauna percepția umană.